Un consilier al lui Donald Trump propune o alianță NATO pe niveluri. În noul cadru, țările care nu își respectă angajamentul pe apărare luat la summitul din 2014 din țara Galilor ar risca să-și piardă protecția prevăzută la articolul 5 din carta NATO. Keith Kellogg, un consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, a declarat că va face eforturi să producă schimbări în cadrul Organizației Nord-Atlantice dacă fostul președinte revine la putere, ceea ce ar putea duce la pierderea protecției unor națiuni membre împotriva unui atac extern. Keith Kellogg este general locotenent în retragere și fost șef de personal al Consiliului Național de Securitate al lui Trump. Generalul a declarat într-un interviu că dacă un membru din cei 31 ai Alianței nu a cheltuit cel puțin 2% din produsul său intern brut pentru apărare, conform angajamentului, el va sprijini eliminarea protecțiilor articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord pentru națiunea respectivă. Articolul 5 prevede că un atac împotriva unui membru al Alianței va fi considerat un atac împotriva tuturor, iar membrii alianței trebuie să răspundă în mod corespunzător. Fără această protecție, unei țări membre nu i-ar fi garantat că alți membri NATO i-ar veni în ajutor. Kellogg a refuzat să spună dacă a discutat această propunere cu Donald Trump, dar dacă acesta va câștiga cursa pentru Casa Albă, probabil că ar sugera o întâlnire NATO în iunie 2025 pentru a discuta viitorul alianței. Kellogg a adăugat că NATO ar putea deveni ulterior o alianță pe niveluri în care unii membri se bucură de protecție mai mare pe baza conformităților cu articolele fondatoare ale NATO. Potrivit estimărilor NATO din iulie anul trecut, 11 din cele 31 de state membre ar fi alocat un minim de 2% din produsul intern brut cheltuierilor cu apărarea în 2023. Acestea sunt Polonia, Statele Unite, Grecia, Finlanda, România, Ungaria, Letonia, Estonia, Lituania, Marea Britanie și Slovacia. Articolul nu spune că țările trebuie să cheltuiască cel puțin 2% din PIB-ul lor pentru apărare, însă națiunile membre s-au angajat la un summit desfășurat în 2014 în țara garilor să avanseze către această cifră într-un deceniu.